u7buy.com, locul de unde îți poți cumpăra coins la un super preț folosind codul de reducere CATA. Linkul îl găsești în descriere. Salutare oameni faini și ansi la un episod de FC24 Pack Opening, Premier League, Football Champions și alte pachetozini din care sper să pice un Foot Fantasy extraordinar de jumecher. Dacă vă place seria, nu uitați să puteți și eu un like, e foarte important să vă abonați, legendar de important, dacă n-ați tot deja să dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă să folosiți codul de reducere CATAXPGG pe PC, garaj, indiferent ce vă cumpărați, jocuri FCMPG2A și bineînțeles dacă aveți nevoie de FC24 Coins pe u7buy.com folosind codul de reducere CATA. CATA pe Fortnite Shop, milioane de dolari și bineînțeles bicep și menș, doar dacă folosiți codul de reducere CATA10 pe Nutriland.ro. Dă-i să meargă verișorule, să vină direct mare bon pastor. Aici îmi dă lap batch în prostie, deci cam mai o să fie. Asta e echipamentul de față. După cum ziceam, echipă super echilibrată, dar nu m-ar deranja dacă ar pica ceva extraordinar pe right back. Sau dacă se poate ceva în locul lui Nenia, nu Modric, cum îl cheamă pe ăsta? Philipp Lahm. Nu știu ce am zis, Modric, dar ok. Dacă ar pica ceva în locul lui Philipp Lahm, ar fi casă. Sau bineînțeles, după cum ne trage cu ochii aici și lea și urlă, Van Dicus Maximus, Team of the Week, n-ar fi rău să-l face în roșu, că ar arăta bestial. Hai mă, nene, mă. Să fie bine, să nu fie rău. Primul flyer pick ne aduce 85. Al doilea este cu Foot Fantasy garantat. Sau poate că nu. 2 de 85. E bine. Nu știu dacă ați văzut episodul primul la Weekend League pe contul principal. Dar vă zic și aici. Vreți să vă luați adio de la Nenia. Controller. Ados. Asta a fost cu tuning, cu toate cele și pe episodul de pe canal auzi. Pe episodul de pe contul principal puteți să vedeți și noul controller, dacă doriți bineînțeles. Un controller de mare angajament. 85 plus rare gold, vrăjală pack, direct 85. Este Nenia, Sir Kenny Dalglish, a.k.a. domnișoara Little de la Arsenal. 86 parcare, nu? 87? 86, bun. Pitu Portugalii, salutare, hau, hau. Du-te acasă. Haide, mișcă-te mai rapid. Tradeable mănâncă Bornou și Mustața. Nu știu dacă se anunță mare scandal, dar să sperăm că nu. Promojnex și bineînțeles. Deci am aici pachete diferite parcă față de contul principal. R9 din preview pack, când vreodată. Opa, Brazilia, aia aveți, nu? Chelsea, nu? Orlando. Orlando Pride. Mândria Orlando-ului. Domnșoara Rafaele. Salutare, numai bine. Doamne ajută. Inutili, perfect. Câteodată ia ras la microfon, știi să fiu atent la el. Că e cam pe ducă. O dus, ce e drept, o grămadă de vreme. Dar vrea să abandoneze misiunea. Începe și bâzie câteodată și trebuie să-l rezolvăm, că altfel e nasolie de primăvară. 82 plus rare player pack. Și America, deși ar putea să fie Morgan la striker. Hatch. Hatch, Johnule. E și așa. Se putea mult mai rău de atât. Mereu se poate mult mai rău. Viața ne demonstrează. Viață vagabondă. Small Prime Gold Player Pack. Dacă era ceva tradable, era cas. Este o Nana. Care cu a avut meci cât de cât decent versus Manchester City. 85 Nenia Onana. Nu e cel mai bun, nu e cel mai rău, intră perfect la SBC. Nici nu l-am dublură, de fapt oricum nu conta. Asigurarea casco. Și sper să ajung la un pachet cât de cât mai barosan. Să pice un Foot Fantasy corect. Hai mă nenea, mă. Mamă, dacă cât e 81 din astea, nu nebunez, nu știu unde le-am. 81x2. Să fie bine, să nu fie rău, Belgic. Arasu. Ne interesează cu de-astea. Nenia la KZ. Care oare avea Foot Fantasy? La prima echipă nici nu mai știu. Să vedem. Ceva bestial total. Și chiar știe cineva ce promoție urmează? Să știu dacă mă arunc în pachetele astea rămase sau salutare pa. Bă, dar ce are bă mustața asta? Lasă-mă mustață în pace că am treabă, nu vezi? Mustață proastă. Diogo Costa, Nenia McAllister.
Haide. Mișcă-te meniu. Bronze pack-urile, cele de toate zilele. 81x2 din nou. Dacă aș putea să deschid 3-4 pachete din astea o dată, ar fi perfect. Îmi bag pe Marina, nu fiți antena. Este Noratun, Șobolan. Șobolanul Ben Yedder. Ce faci, băi, Șobolan? O primit asta vreun card special la nostru, în afară de evoluții și vrăjel din astea. Nu mai țin minte exact. Un pot mă putea să primească, dar o primită în iliterie. Pot mă era interesant de făcut. 81x2 încă o dată și încă o dată. Franța din nou, goalkeeper. Juventus. Franța, goalkeeper, Juventus. Cine-o fi, nu știu. Ah, domnșoara Peyrod Magnon. 83. Urugol AKA. Am prins-o de vreo 3000 de ori. Asta este. Mamă, ce frumos se mișcă noul controller. Ce diferență. Sper să reușesc să-l țin mai mult decât l-am ținut pe celălalt. Celălalt a supraviețuit aproape 3 luni, cred. Sau chiar mai bine de 3 luni, nici nu mai știu exact. Ori în noiembrie, ori în decembrie l-am cumpărat, cred. Sau? Să fie oare în ianuarie numai? Deși nu cred că a fost în ianuarie. Nu mai țin minte exact. Dar e posibil, mă, de fapt. Nu cred că l-am avut de noul an. Trebuie să mă uit să văd. Că tot rezista și nenea ăla. Center back. Abar n-am cine-i. Domnișoară cumva, da. Domnișoara Herring. Erge Bergeriță. Let's go time. Ăla-i toti. N-am vrut dau așa, dar bine și așa. O dejaba. Hai mă nenea, mă. Ce mă nervează, mă, când să updating store-ul vieții. Ce updating store, mă nenea, mă? Că am deja pachetele. Ce atâta updating store? L-ai updatat toată? Lasă-l așa, frate. 81x2 din nou. Nemția din nou. Striker. Este pop cumva? Că dacă e pop, e bine. Bun. 88 rating. Let's go. Altă viață, mă nenea, mă. Vine Foderini. Pregătim un nou icon player pick. Uliu. Facem și bani. Viața e bună, stăm pe spate. Ce mai vrei? Aș vrea $1,000,000, da. Pana. Cam greu cu milioanilii. 81x2, încă o dată. Și este nea un Onana din nou? Sigur că da. Ba nu. Este vârstul Onana Mendy. Șoful, 82. O duc și vremea lui nenea Mendy. Andonova, îți pa. Hai să vedem, poate am descoperit un nou pachet, ceva mai barosan. Deja dau la 81x2 din Viniacru. Ok, 83x2, ia vezi. Poate dăm New Food Fantasy, cine știe. Left back, Manchester și este fix 83, nenea, șău. Foarte tare pachetili. Nu foarte tare pachetili. Foarte tare pachetile. Show cu Hoffman. Bestie totală. Dă-i să meargă Petronella. Mă enervează, v-am zis faza asta, că nu pot să-mi văd toate pachetele și să aleg eu ce dau pe acolo, dar aia e. 84 plus. Opa, Food Fantasy, hai mă! Ok, nenea Ludovic Orban. Not good, not bad. Se putea mai bine, se putea mai rău. Poate prinde niște upgrade-uri. Material de zbuc. Cum de obicei din pachetul ăsta am 84, de data asta putem zice că este extra mega legendar. Ludovic Urban, curatonul după el, dă-i să meargă. Sănătate veric. Back to back Food Fantasy? Și asta este întrebarea, că vine tot pachetul de 84. Ia să vedem. Hai să vedem. Să vedem. E blocat? Hai să vedem. Nu vede, nu? Ok. Și-a bubuit jocul. Asta este, se mai întâmplă, ce să faci? Este doar prima versiune de FC24. O să reușească băieții să facă un joc mai bun dacă îi susținem. Hai! 84! Ok, nu a fost back-to-back Food Fantasy. Goalkeeper, bun, nu. 85, cred. Acolo parcă era nenia. Da, mă, da. Bă, nu a dat 84, asta e important. Nici nu mai am, perfect.
84 din nou. Să fie oare. Food Fantasy, pauză, Food Fantasy, pauză? Ia să vedem. Și o să fie oare. Ok, pauză, pauză de fapt. America goalkeeper, e clar, mi interesează. Mamă, dar iar mă mănâncă mustău. Ce are mă nene, mă nasul ăsta și mustață? Lăsați-mă să-mi văd de treabă. Că are tot 84, deși ar trebui să fie cred că 84-85 acum, ba nu mă. Tot 84. Dar nu-i Food Fantasy. CF Joltine Bunu. Haide, 85. Not good, not bad. Nici nu știu dacă îl mai am pe aici, pe nenea Jolti. Să fie bine să nu fie rău. Acum ar trebui să vină pachetele cu 84-85, dacă bine mi-amintesc. Ăsta ar trebui să fie pattern-ul. 84-85, 100% îmi dă un Food Fantasy sau chiar 2. 84x2, ok. A mai dăm un 83x2 atunci. Și, bineînțeles, Spain is Spain, CM. Nu-i paralizationul, deci este 84 Luis, nu mai știu cum, Alberto. Nu bine și așa. Să fie bine să nu fie rău. Dar inform ceva, domnul de la eSports. Și 3 double, bine. Pe contul ăsta nu mai am informă, nene, mă. Într-adevăr, pot să stau să craftez, dar îi vreau din pachet. Mai exact, Van Dijk din 83x2. Chiar Van Dijk. Doamna Carpenter. Am ținut de data asta. 84 sau 5, ceva în genul. Ok, 83. Măcar am ținut minte numele. Ce să și faci. Vini și așa. Și doamna Schmidt. Câți bani? Am ajuns și noi la un pachet din ăsta mai sănătos sau deschidem tot lemne? Avem așteptări să ne dea pe R9-uri. 83x3. Urul gol pe dealuri. Brazilia. Goalkeeper. Alisson cumva? Alisson bun. Double? Ca românul adevărat ești nebun. Îți dă 89 rating mai vrei. Bun așa. Nu mai știu dacă l-am pe Alisson. Dacă l-am, nu prea știu la ce să-l bag. Uliu. Cu metre cum vin banii grei să nebunească porcul. 84 pixel, asta este. Oricum nu cred că e vreun preț extraordinar de șmecher la 84. Ok, mă nene, mă. Hai să scăpăm și de Turer Gold Players Pack. Am scăpat și de asta. Și este nenea ăla fraudă de la Chelsea, nu mai știu cum îl cheamă. Ba nu, e la un Uelar. Dragonul. Ajungem și noi la pachetii de grele sau deschidem în continuare? Dacă dăm așa la vrăjală. Ia încă surprind joc. Îi fac schema ță, CDM, Kimmich. Nu e Kimmich. Oberdorf. Nu e Oberdorf. Lat Wayne. 81 rating, cam pușcărie. Tare sculă Bob. Dar bine că avem doar două duplicationuri. Johnul Lepa. Acum ar trebui să avem pachete cât de cât mai sănătoase. Trebuie să fie 84x5. Ba nu-ți mănâncă. 84x3 atunci. Haide! Food Fantasy. Nu este. Nemția din nou. Striker. Bayer. Nemția Striker Bayer. Nu știu cine e. Ok, domnișoara Schuller. 86 rating. N-am prins-o de tare mult el pe domnișoara Schuller. Nu ții minte. Un inform. Hai mă nenea. N-avem inform. Nenea Thiago Silva. Salutare, domnul. 84x5, te rog. Și în sfârșit începem cu un Food Fantasy de mare angajament. La următorul pachet, am vrut să zic, CDM. Nu-mi zic că îmi dă 84, dă-te-n spanac. Linii de 84 nu te cred, zic că e 85 măcar. Bă, nu te cred așa ceva. 5 de 84 din 84x5, bă, ești nebun la așa. Cine ne-am oanii care nu-i trebuie de bă, nu? Nu uitați-vă și voi parchet. Dacă din următor nu dai extraordinar de bine, e jale. Cum să dai mă linie de 84, ești nebun? E străcat de cap joc ratat. Mamă, nici mai am 84x5. Bă, lele. 84x2. Hai, Food Fantasy, dă-mă unul bun. Franța. Center back. Iar pușcăria asta, mă l-am mai prins o dată.
Ai fapt că e domșoară. Pașchere. Pe ambele conturi am prins-o, pe peșchere. Trebuie să o bag la un SBC, hai că vedem la ce o băgăm. Putea să fie, cred că și Conate, nu Conate. Sau Conate oare? La Liverpool, nu mai știu care. A, na, mier. Pașchere. Așa ceva. Tradeable cumva pașchere, ok. Tradeable pașchere. Ia Martinez, cât costă un 85? 5K, dă-te acasă. Nici nu stau să-mi bat capul să mai fac un SBC pentru 5K. Hai mă nene, mă, nu-ți mai bat, e joc, mai joc ratat. Stau în 8-3-10 pe antenă. Dacă nu dă Foot Fantasy, nebun, e rău de tort. Spania. Right back. Tottenham. Opa, double walkout. Pedro Poro, bun. Chiar mă întrebam, bă, oare cine ar putea să fie la Tottenham? Și în spate, ai un 90 rating la băiat. Cine este? Paralization-ul. Dar cum au venit? 87 și după aia 86, ce pana era asta? Păi joc ratat, dar e bine că măcar n-am dat degeaba informul pentru pachetul ăsta. Am prins pe Pedro Vrăjală, am prins și niște lemnării pe aici. Bang, 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 bang. Hai să vedem. Deci până acum sunt 2. Foot Fantasy, cred. Sau 3 au fost, cred că 2. Amă, nene, mă. Dă-mă încă un Foot Fantasy, mă, nene, mă. Deci poate să fie din nou schema, a nu, center back, 8-5, opa, aici nu e bine. Nenea la poartă, e cam nasole de primăvară dacă n-am și informul. Hai cu informul, te rog eu frumos, domnule, joc. Nu e bine. Tradeable ceva pe aici, am nimic tradeable. Hai să mai deschidem un pachet. Ideal ar fi să pice ceva cât e cât acolo, ești nebun, dacă nu, cred că bag un SBC din ăla cu player pick. Ia vezi, 77x3. Ce pachet o fi ăsta? Un pachet foarte proast. Mi-l dă pe Mbappe, hai că da. Olympic Lyon, să fie oare domnișoara, nu-i Renard, păcat. Este Emil Mbok. 83 rating. Ia să fac o glumă proastă, iar... Werner Aodo Brazil, unul dintre cele mai bune carduri de pe planetă, la IFC24. Și mai dăm încă un pachet din ăsta mai barosan și dacă nici aici, aia, facem un SBC și salutare, pa. 84x20, pe ăla mai lăsăm că poate vine o promoție mai interesantă. 83x10, hai cu Foot Fantasy să fie bine, să nu fie rău, bă. Nemția, CM, Grosu? Nu-i Grosu, ești nebun, nu-i double. Ce? Dacă nu dă inform, e cam dezastru intergalactic, interspațial, total. Ai un inform, băiat? Haide. Inform în spate. Cam nasole de primăvară, mai zic. E mai cu un pachet, că nu-mi place. Cam vrăjală. Vrăjală. Nu e bine deloc. 84x10, ăsta e pachetul intergalactic, interspațial. Trebuie să dea ceva, n-are cum să nu dea. Hai mă. Foot Fantasy. Bă, nu te cred așa ceva. Anglia, right winger. Ok, double walkout. Not good, not bad. Hai că nu a fost chiar așa rău. 86 și 88. Dacă mai dă și un inform ceva sau, nu știu, 2-3 de 85, merge. Nu e extraordinar. Totuși, fiind un 84x10, te așteptai la un Foot Fantasy, sincer. Să trăiască. Deci eu da și Foot Fantasy. Avem și bani corect cinstiți și venim și cu un player pick și cam asta a fost. Marmeladă vrăjală. Am avut și player pick-ul ăsta cu 87 plus Winter Wildcard versus sau tot e onorabil. Evident există o șansă extraordinară de mică să pice Cristiano Ronaldo Winter Wildcard, Nenea Van Dijk Winter Wildcard. La tot e onorabil, sincer, nu-mi vine niciunul minte în afară de Nenea Valverde. La versus Fire n-ar fi rău un Rudiger. Center back. Ar fi chiar cas. Lăsăm și pe băieți... Lăsăm și pe Nenea Rashford cu domnșoara Russo. Asta este, se mai întâmplă. Poate avem noroc și aduce o mare sculă bobă în mijloc. Dai să meargă verișorul ultra mega topor. Hai mă nene mă. Bă, sincer nici nu-mi dau seama că e bine sau de rău. Nenea Bernardo Silva, o știu că e decent. Dar am varianta lui Thunderstruck pe contul principal și nu-i mega ultra legendar. Firmino să fie oare ceva? 5 4.
Are și un pic de defensivă. Hai să mă uit pe Footbin. Apare niciunul dintre jucători ăștia, nu e vreo mare sculă bob. Deci luăm pe Nea Bernardo Silva pentru rating. Deși cardul lui in-game nu e rău. Mă n-are cum să intre în echipa asta. Uite, așa am luat, cred că 2 Foot Fantasy și un tot onorabil. Cine știe, poate data viitoare va fi mult mai bine la promoția. Nu știu ce promoție urmează. Și o să facem din nou Icon Player Pick pe contul ăsta și pe contul principal. Poate pică ceva. Aici nu mai am nimic interesant, cred. O luat Brezira. Dar nu mai am nimic interesant pe aici și Ilia. Pușca și Pravalată, cam asta a fost. Stați să văd o treabă. Vreau să văd 85 player pick ăsta ce requirements are. Îmi scoate 84. Hai să băgăm și unul de asta. Ultima șansă pe episodul ăsta să fie ceva ultra mega legendar. Unul dintre 85 plus, dai să meargă Petronela. Opa! Băgam iar 2 mă în același mă. 2 Foot Fantasy în același player pick. Putea să fie ultra mega legendar. Imaginați-vă să fie picat 2 jucători ultra top. Nu știu pe cine să alegi așa. Lejereanu, Nenea Candreva. Fi ceva de el. 30 dămi. Bun și ăsta. Măcar o venit. 4 cu 5. Ia vezi că nu-i vreun fraier. De genul ăla de jucător pe care îl bagi la mijlocul terenului. 4-3-2-1. Cam asta a fost, domnilor. Mersi mai divizionare. Să aveți o super faină în continuare. Și bineînțeles, nu uitați să folosiți codul de reducere CTX PGG pe PC, garaj, indiferent ce vă cumpărați. Și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!